Ascultați Destine cu Liviu Mățăoanu. Doamnelor și domnilor, bună seara! În seara aceasta, la emisiunea noastră, avem invitat un scriitor, o scriitoare de fapt, care locuiește în Suedia și este de origine română. Este vorba de doamna Dorina Brândușa Landen. Sărut mâna, Dorina, și îți mulțumim că ne-ai primit aici unde stai tu momentan, în București. Bună seara! Întâlnirea noastră este facilitată oarecum de Târgul Național de Carte Bookfest și pentru că m-am întâlnit cu Dorina, cu care am vorbit deseori pe Facebook despre literatură, ne-am gândit că ar fi foarte bine să aflăm care este condiția scriitorului român din străinătate, care locuiește acolo și care sunt relațiile lui cu literatura română. De fapt, chiar de aici aș vrea să începem dialogul nostru. Cum te simți tu ca scriitoare, ca poetă, ca traducătoare în Suedia față de literatura română? Mă simt foarte aproape pentru că scriu în română, în principal scriu în română. Cred că aparțin de literatura română. Știm că limba suedeză este o limbă destul de grea. Bănuiesc că tu ai învățat-o, te descurci acolo. Cum ți se pare față de limba română? Că și limba română e cotată ca o limbă grea. Mie personal nu mi s-a părut grea. Deci, în primul rând, suedeza are un fond de cuvinte mult mai mic decât limba română. Eu am învățat-o destul de ușor. De când ai plecat de aici, știai, te apucasei să înveți suedeză? Nu. În prima perioadă cât am stat în Suedia, am vorbit engleză. Însă... În cât timp ai învățat-o sau cum ai învățat-o? Autodidact sau ai făcut școală? Nu, am mers la cursuri pentru imigranți și pentru refugiați, deci care sunt cursuri speciale. Am învățat cam în 3 luni și după 3 luni am dat proba națională de limbă, am luat-o și am continuat să studiez limba, desigur. E un timp cam scurt, 3 luni, cum ai reușit să faci asta? Pentru că am o ușurință să învăț o limbă străină. După cum am spus, nu ești numai o poetă foarte cunoscută, ești și o traducătoare foarte bună. Din ce limbi traduci? În română sau din română? Și din română în suedeză și din suedeză în română. Și mi s-a întâmplat să traduc chiar și în engleză sau din engleză în română. Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să le spun că nu ești o scriitoare începătoare, deși multe dintre cărțile tale au apărut cam în ultimul deceniu, 10-12 ani. Practic, contactul tău cu literatura datează încă dinainte de 1989, când ai publicat deja într-o carte, pe vremea aceea era foarte greu de publicat și ai publicat într-o carte colectivă, alături de alții autori. Și nu numai atât, dar ai scris mult și bine, pentru că, din cunoștințele mele, încă înainte de 1989 ai obținut un premiu literar de mare prestigiu, Lucian Blaga, care a fost acordat, ca așa se întâmpla pe vremea aceea, de niște comisii foarte bine formate, foarte bine construite. În cazul tău, în anul în care l-ai luat, în cea mai întâi, și cine a fost șeful acelei comisii? În 1983 și a fost poetul Mircea Ivănescu. Mircea Ivănescu de la Sibiu. Da. Debutul când l-ai făcut? Debutul editorial? Debut editorial în volumul O călătorie spre izvoare, un volum de reportaje, o antologie, de fapt, la editura Eminescu, în 1986. Deci cu 3 ani și ceva înainte de Revoluție, să spunem așa. Iar debutul absolut în ziar sau în publicații literare, mai ții minte? Cred că mai devreme, prin 1980. Deci am publicat în destul de multe reviste literare din țară. Am publicat în Luceafărul, chiar și în România Literară, în revista Transilvanian, chiar acolo am debutat, în revista Transilvania la Sibiu. În Tribuna, Orizont, multe. Da, revistele multe care erau pe vremea aceea, majoritatea sunt și astăzi. Am vrut sau am ținut în mod deosebit să punctăm acest lucru, pentru că mulți ani, pentru mine asta a fost un gol în ceea ce te privește, n-am știut că ai debutat
și că faci literatură practic de 45 de ani aproape, ceea ce înseamnă ceva, adică din tinerețile fragede, să zic așa. Eu am crezut că ai pătruns în literatura română, cum spuneam, de vreo 10-15 ani, cu cărți chiar de vreo 12-14 ani, să zicem așa. Și mi se părea evident că scriei foarte bine și chiar m-am întrebat de fiecare dată când citeam pe Facebook sau aflam despre o carte de-a ta sau vedeam un film în care citeai sau recitai ceva, mi se părea că este o scriitură foarte modernă, foarte așa în sensul postmodernist al ideii, să spunem, și mă întrebam cum se descurcă totuși un scriitor în străinătate. Tangența mea, să spun așa, a fost mai degrabă cu grupul de scriitori români din Spania, din zona Madridului, pentru că ei s-au făcut mai cunoscuți, au publicat cărți și-au făcut publicitate pe Facebook și în felul acesta am aflat despre ei mult mai ușor și fiind mai mulți, ei s-au descurcat și mai bine. Mă întreb cum sunt scriitorii care sunt mai singulari, așa. Tu, de pildă, mai ai scriitori români în Suedia cu care să discuți despre literatura română? Nu prea. Deci, n-aș putea spune că sunt prea mulți scriitori români în Suedia. Mai de mult mai vorbeam din când în când cu Gabriela Melinescu. Însă, chiar în ultimul timp, deci, hai să zicem, mai sunt vreo doi, poate, din care nu mai vorbesc decât cu unul. Deci ăsta este un handicap în sensul că, adică în ceea ce privește publicarea, da. Ca să poți să publici sau să cât mai mult sau să intri într-un, hai să zicem, un cerc literar. Ca să existe un cerc, e nevoie să fie mai mulți literați. Da. Altfel trebuie să pui mai multe lemne pe foc, să întreții flacăra asta a literaturii singur. Ori asta nu este, deci ăsta ar fi un handicap, că sunt foarte puțini scriitori în Suedia, scriitor român de limbă română în Suedia. Culmea, mai este un scriitor, hai să-i spunem scriitor român, dar nu este de limbă română, este de limbă spaniolă, peruan, Mario Castro Navarrete, pentru că dânsul chiar mi-a tradus acum o carte care a apărut și locuiește ca și tine în capitala Suediei. V-ați întâlnit până acum? Ați avut ne-am întâlnit niciodată, deci dintre cei care ar mai fi fost Ion Miloș, da. Care a murit, da. Deci care făcea și el traduceri și cu el am mai comunicat așa destul de mult. Bine, astăzi comunicarea nu este o problemă, avem internet și da, totul sigur, într-o secundă. Deci noi... nu este o... Da, mă gândeam așa la condiția aceasta de a folosi limba română, de a o exercita în domeniul poeziei, al prozei, al eseului. Sigur, cred că te-ar fi ajutat foarte mult dacă ar mai fi fost ceva scriitor român pe acolo. Așa, din păcate, va trebui și în continuare ca tu să fii către literatura română. Cum s-a întâmplat și zilele astea când ai venit în București. Cam de câte ori pe an reușești să vii în România? Până acum veneam cam o dată pe an, câteodată de două ori, deci nu mai des de așa. Da, nu foarte des. Nu. Să zicem. Bine, în perioada ai și lucrat acolo mult și da, probabil sigur. Că... Care este viața cotidiană în Suedia și cum te descurci tu acolo, un român în țările nordice? Eu cred că mă descurc destul de bine, adică în sensul că într-un fel sunt acasă și acolo și sunt acasă și aici. Sau la fel se poate spune că nu mai ești acasă nici acolo, nici aici. Adică ești undeva între case. Orient și Occident, cum zicea. Exact, undeva între case, cum ar veni. Ei, aici nu mi-ar plăcea să spunem și Orient și Occident. Exact. Pentru că ai o casă și aici, ai o casă și acolo și cumva te simți cu două case, ca să vedem partea plină a paharului, da, în partea exact. Goală. A paharului. Hai să încercăm să despicăm puțin firul în patru pentru ascultătorii noștri. Eu mai știu așa câte ceva despre tine, dar nu foarte multe. Ei probabil că știu și mai puține despre tine și mi-ar plăcea să te cunosc așa ca autor, ca poet în primul rând, că poezia este foarte sensibilă, dar și ca traducător, poate și ca eseist, ca și eseuri publicate, încă nu le strâns într-o carte, dar le scrii. Să vedem totuși cine este ființa poetică din spatele poetei Dorina Brândușa Landen. Unde te-ai născut? De unde ești? Unde ai făcut școala? M-am născut la Șoimuș, o comună din județul Hunedoara.
deci aproape de Deva. Am crescut la bunicii mei în satul Fornădia. Ce distanță e față de Fornădia? De Deva, pardon. Fornădia e la 13 km, deci nu e foarte departe. Pe urmă, din clasa 5-a, am trăit cu mama mea în Deva. Am făcut liceu de artă. Din clasa 9? Da, am fost și la școala de artă din clasa 5-a. Ce specialitate ai făcut? Muzică? Pictură, sau pictură? Pictură, da. Dar mai practici meseria asta, ca să zic așa? Nu. Deci mai desenez așa din când în când sau mai pictez când am... Dar nu fac când în mod simt constant, nevoia, dar nu o fac în mod constant, nu. Deci am făcut o serie de interviuri cu artiști plastici, am studiat destul de temenic istoria artelor. De la origine. În general, da, sigur. Da. Cum și se am face? Făcut, o să încerc să scot o carte, pentru o carte, deci niște interviuri care sunt foarte deosebite de ceea ce se obișnuiește. O bună parte din ele le-am publicat în revista Tribuna de la Cluj în decursul anilor și artiștii plastici sunt români, sunt români din diaspora, de asemenea străini. Nu te exa doar pe pictura din România. Nu. Și românilor mai degrabă din diaspora. Da, și români din diaspora și români, dar și pictori sau sculptori străini. Într-un fel și trăiesc aceeași dramă ca și tine din punct de vedere artistic, deși nu știu dacă e chiar o dramă, dar da, într-un fel sau altul, într-un fel sau altul, deci cum să zic, la fel ca în literatură și în artă, nu este foarte ușor să trăiești din ceea ce faci. Nu se vinde mai bine lucrarea de artă decât în România? Sau? Nu se vinde mai bine. Adică, în ultima vreme, e destul de greu să vinzi artă. Deci ar trebui să fii... Foarte cunoscut. Foarte cunoscut. Manageriat bine. Exact. Da. Și nu cred deci că ca să vinzi, ca să poți trăi, așa, desigur, sunt care vând, dar nu poți să spui că chiar se descurcă numai din asta sau poți să trăiască numai din asta. E greu înseamnă. Deci marea majoritate și dintre ei sunt profesori de artă pe la școli, pe la tot felul sau... La Deva ai făcut parte din ceva cenaclul literare sau cenaclul de artă plastică? Da, din cenaclul literar Ritmuri se chema pe vremea aceea, era condus de poetul Valeriu Bâlgău și mai mergeam din când în când la Hunedoara, la... siderurgii, la clubul siderurgistul unde era cenaclul Flacăra. Ha, se numea deci, ca și de la care erau deci o serie de personalități, hai să zicem, din județul Hunedoara, era poetul și traducătorul Neculai Chirica, Dan Constantinescu, de asemenea traducător. În fine, erau destul de mulți. De fapt, chiar Sfânt Timbreanu se trage din zonă. Ah, da, și deci mai venea din când în când pe acolo. Da, sigur. Da. Dar colegi? Mai păstrezi legătura cu ei în zilele noastre, din vremea aceea, a școlii generale, a liceului, poate din copilărie? Da, sigur. Sigur, păstrez legătura și dintre plasticieni, chiar și cu profesori din timpul liceului de artă. M-am chiar scris, am făcut un interviu cu pictorul Gheorghe Pogan și am și scris un eseu despre arta lui, care mi-a fost profesor. Colegi, aș aminti pe Ovidiu Petca, deci care a făcut la Cluj Tribuna Grafic, deci expoziția anuală de artă, expoziția anuală internațională de artă, deci care e foarte bine cotată în lumea artistică internațională și care a lucrat, cred că mai mult de 30 de ani, la revista Tribuna ca tehnoredactor sau mă rog, șef la tehnoredacție, da. Probabil că ilustra și numele. Da. Numerele alegea ilustrațiile, da. Sigur. Okay. Da. Păi e firesc pentru că asta era profesor. Da. Îți mai amintești cum a fost debutul tău? Ai spus că e vorba de o antologie de reportaje.
Despre ce e vorba acolo sau tu ce ai publicat acolo? Eu am publicat un reportaj despre Galați, deci era ca urmare a unei tabere de creație la Galați, organizată de suplimentul Scânteii Literare, Scânteii Tineretului. Da. Bine, pe vremea aceea așa se făcea, da. Așa erau taberele concepute, da, sub imperiul unei instituții. Da, dacă era de jurnalism, sub imperiul unui ziar sau sub mâna unui ziar. Dacă era literatură sau pentru studenți, era universitatea sau o editură. Sau... Și am scris un reportaj despre Galați, ceva cu Portul Roșu, în orice caz... Și despre Focândia, despre de satul în care am crescut eu. Deci am făcut un fel de... Paralelism sau ceva așa? Nu neapărat paralelism, însă două locuri care se întâlnesc undeva. Aha, da, da. La momentul respectiv se întâlneau în mine undeva. Da. Și ceilalți colegi care au ce nume mai erau în cartea aceea, îți mai amintești? Deși sunt mulți ani de atunci. Da, sunt mulți ani de atunci, chiar și n-am nici cartea la îndemână. Dar, deci, mi-aduc aminte de Constantin Sorescu, de Mihai Gălățanu. Ah, poetul Mihai Gălățanu. Da, poetul cunoaște, Mihai Gălățanu. Mariana Pândaru Bârgău. Cine mai era? Nu mi-am amintesc exact, astăzi, dar da, sigur. Da. Valeriu Mihail Gălățanu, de pildă, este un poet foarte cunoscut și unul dintre cei mai buni de astăzi din România, mai ales pentru generația 90, ca să-i spunem așa, deși e puțin mai mare decât unii dintre 90-iști. După aceea s-a așternut așa liniștea literară câteva decenii. Ce ai făcut în timpul acesta? Asta nu înseamnă neapărat că nu am scris în timpul ăsta sau nu am citit foarte mult, deci exact asta am făcut, însă nu m-am hotărât să public. Deci a fost așa o perioadă în care, hai să zicem, o perioadă de acumulare și o perioadă care să te convingi sau să mă autoconving singură că într-adevăr este ceea ce vreau și că am valoarea, am valoare de suficientă ca literară, să exact. Da. S-a și văzut de altfel asta, după ce ai început să publici. Nu știu, eu sunt curios așa, este o altă climă acolo? Cum te-ai adaptat la frigul ăla continuu, la nopțile alea lungi, la zăpezile alea care nu se mai sfârșesc? Am citit ultima ta carte de poezie, a ta, care se numește Călătoria, The Journey, și este în română și în engleză. Și acolo am... Și dacă n-ai fi pronunțat cuvântul zăpadă, copaci, iarbă, aș fi crezut că e vorba despre Sahara. O călătorie la care ne-ai invitat să participăm, chiar așa ți-ai început cartea, să venim cu tine în această călătorie, dar punând cuvintele despre care ți-am spus mai devreme, mi-am dat seama că, de fapt, și mai ales că apărea destul de des zăpada într-o mare parte a cărții. Cred că ai scris-o iarna și ai sfârșit-o cumva spre vară, pentru că se termină cumva într-o vară, într-un soare de vară. Dar cartea aceasta m-a făcut să înțeleg că tu ai trăit o liniște și sufletească acolo. Adică nu este o carte agitată, nu este o carte cu elemente foarte surprinzătoare, cu ruperi de ritm, cu nervozități, cu angoasă. E o carte a liniștii, a poveștii, a pădurilor, a mușchiului de copac, a apei care se aude, dar nu așa la modul romantic sau modernist, ci chiar postmodernist. Este o poveste integrată acolo. Din perspectiva asta te-am întrebat. Nu am scris-o într-o iarnă, deși iernile sunt foarte lungi acolo, deci am scris-o în mai mult timp. Deci cred că am scris vreo 2 ani la ea, în paralel cu alte cărți la care am lucrat. Și se datorează cumva, poate că în parte, și faptului că am trăit în nordul Suediei, în jumătatea de nord a Suediei, care este mult mai puțin populată, și trebuie să recunosc că am fost fascinată, adică pe mine m-au fascinat spațiile imense și
verile în care sunt scurte, foarte scurte, dar în care este lumină aproape tot timpul zilei. Da, deci noaptea nu mai este decât un fel de amurg care ține vreo două ceasuri, dar pune soarele într-o parte a cerului și răsare din partea cealaltă aproape în același timp. Desigur, iernile sunt mai obositoare și mai deprimante, ca să zic așa. 95% din, dacă nu mai bine, din suedezi sunt deprimați din cauza asta. Din cauza asta, da. Pe tine te-a afectat în un fel, adică așa mai profund sau doar mici perturbări? De afectat, sigur că te afectează, deci te afectează chiar strict fizic, dacă nu altfel. Însă am încercat ca din tot ceea ce am trăit eu să scot partea bună a experiențelor, din experiențe, toate experiențele trăite. Deci am întotdeauna o parte poate care nu e atât de bună, dar și o parte care este pozitivă, care într-un fel te formează sau ajută la formarea ta. Și în cazul meu, a poeziei mele, hai să zicem, ceea ce eu scriu. Poate că de asta e atât de liniștită poezia ta, nu este așa violentă, brutală? Ar fi asta? Nu știu dacă este liniștită, însă este, hai să zicem, echilibrată. Da. Liniștită, e așa cum e și cu apele liniștite. Da, apele adânci, dar sunt de fapt cele mai periculoase. Da. Însă există un echilibru, o armonie, deci la care nu se ajunge foarte ușor, aș zice. Cel mai mult din cartea asta, dincolo de structura ei, de ceea ce ai vrut să spui, de ceea ce ai transmis, la un moment dat chiar vorbești despre partea aceasta pură a sufletului, despre recuperarea mentală, despre reculegere, despre renaștere. Dar, dincolo de lucrurile astea, așa, ca mâna scriitorului și oarecum și ca profesionist citind cartea, mi-au plăcut foarte mult începuturile tale de poem. Rar găsești persoane care să știe să-și înceapă un poem. Nu mai spun că e foarte greu să-l și închei. Majoritatea autorilor fără experiență se gândesc la conținut și îl trântesc direct în text și aproape că se pierde partea aceasta inefabilă a textului. De aceea te-aș ruga să ne citești un poem sau două, sunt destul de lungi, să alegem unele puțin mai scurte, să vedem ce fel de scriitură ai abordat în această carte. Cum de pe la mijlocul Suediei în sus, spre nord, sunt mai multe păduri decât oameni, ne oprim și noi într-o pădure, una mai mult de piatră și cu puțin copaci vorbitori ai unei limbi foșnitoare pe care puțin o înțeleg. Iar pietrele tac și iar tac, cufundate într-un somn veșnic. Aici poți merge liniștit prin încetineala unui timp abstract, prin lumina albă, lăsând întipărită doar urma ușoară pe care ar putea o spulbera o creatură cu aripi într-un zbor în derivă. Fărâmea de viață în cea mai bună din ambele lumi, cu peșteri și ierni, căderi grele ca în viziunea lui Dante din Infernul de Jos. Aici, doar inocența poate acționa ca filtru, selectând frumusețea închisă în ultima fotografie, alb-negru când zăpada acoperă iarba. Patul pământului se clatină și acoperișul cerului nu ne dă siguranță. Suntem ferecați aici pentru totdeauna. Păsări mici și mari din toată lumea zboară peste noi, iar pietrele se colorează în roșu. Iarba e roșie și chiar viața obișnuită a devenit greu de suportat. Dar natura ignoră și zilele sunt pline până la refuz. Eu însă sunt o focă rătăcită de turmă printre aceste pietre adormite. Mulțumesc foarte mult! Frumos poem! Se simte, vrând nevrând, un oarecare fior, să zicem așa, nordic, nu neapărat suedez, în textul acesta, care mai degrabă este un text reflexiv. Și asta mă face oarecum să-ți adresez o nouă întrebare. În ce măsură cultura și civilizația suedeză te-au influențat pe tine care vii din România? O cultură serioasă, bine așezată, n-ai plecat la o vârstă foarte mică, adică adolescent sau copil, ci la o vârstă matură și poate că te-ai lăsat mai greu influențată de civilizația suedeză, dar poate că ți-au și plăcut anumite trăsături ale ei și le-ai asimilat. Cum a fost pentru tine?
Eu chiar mi-am dorit să asimilez cultura suedeză și nu neapărat numai suedeză, cultura nordică. Deci cred că este întotdeauna un câștig foarte mare în momentul în care poți să mai asimilezi încă o cultură pe lângă cultura pe care o ai din propria ta țară. Și desigur, asta te schimbă, îți schimbă și modul de a scrie, îți schimbă modul de a gândi, dar eu zic că este un lucru pozitiv, deci din toate punctele de vedere, este un câștig întotdeauna. Ce anume te-a influențat mai mult? Pentru că ești pregătită foarte bine și în domeniul plastic și în domeniul literar, din aceste două sau altele. Păi, cred că în primul rând m-a influențat în ceea ce scriu, adică nici nu știu dacă este vorba de o influență. Nu neapărat o influență, o pecete sau exact, m-a format. O tangență, o asimilare, în fond, o exact. Coexistență. Da. M-a format altfel, ca să zic așa. Deci poeta și scriitorul care sunt acum, eu datorez și culturii suedeze. Da, acolo ai organizat ceva, lecturi cu români, lansări de carte ale românilor, vernisaje ale pictorilor sau artiștilor români? Nu, deci nu am... În fine, așa mai întâlneam într-adevăr prieteni, mai citeam, mai știu ce... Dar nu, deci nu ceva de, la modul organizat, deci nu neapărat organizat. Am trăit în partea de jumătatea de nord a Suediei, deci cam 28 de ani. Acolo? Da, și elani care veneau la geam la mine. L-ai cunoscut pe Moș Crăciun? Nu chiar. Ce rău îmi pare. Ziceam să-mi trimite și mie un cadou ceva, dar bine, știe că sunt cu minte. Da. Adică, cum adică te-ai întâlnit cu ei pe stradă, prin păduri, pe acolo? Da, sigur, adică casele sunt mult mai rare în partea nordică, deci a țării. Am trăit la țară, deci am avut casă la țară, am trăit la țară și, desigur, vin din pădure, vin, trec prin curte, prin... Mai ales iarna, deci vara mai puțin, dar iarna când sunt în căutare de mâncare, deci elani... Să mai rătăcesc și renii care sunt de fapt în proprietatea statului sau? Nu, a samilor, a populației băștinașe, da. Și deși de obicei supraveghează, însă supraveghează, dar sunt destul de liberi și se întâmplă să vină și reni. Pe urmă tot felul de alte animale, căprioare, vulpi, chiar un râs venea la un moment dat și mânca de unde dădea mâncare la păsări, deci... Te integra bine cu ei, ca da, să zic așa. Da, te trezeai cu ei la fereastră, la ușă. Era mai bine cu ei decât cu oamenii. Da. Asta cred că e cam peste tot. Da. Sunt mult mai sincere animalele și mult mai doritoare de a fi iubite. Știu că o parte a activității tale literare nu se referă numai la poezie sau numai la traducere, deși despre traducere încă n-am vorbit, dar poate avem timp să vorbim și despre acestea. Știu că ai făcut parte, nu știu dacă din redacțiile unor reviste sau unor edituri, dar ai avut niște activități destul de importante pe care eu le-am sesizat pe Facebook. Spune-ne câteva cuvinte și despre activitatea, partea asta a activității tale, mai puțin cunoscută, chiar și mie mai puțin cunoscută. Deci asta și asta este, hai să zicem, o legătură a mea cu literatura română. Deci, în primul rând, sunt redactor la revista Itaca, deci revista de literatură de cultură, nu este la Dublin, în Irlanda. Sunt aproape de la începuturile revistei. Promovăm chiar numai literatura din diaspora, deci se publică numai autori din diaspora. Deci, din dorința de a oferi o deschidere. De a avea și ei o ușă care de a avea se deschide, o deschidere. Pentru că altfel tot la literatura română ar trebui să recurgă, în principal. Și eu zic că este un lucru foarte mare. Acum Itaca are și o editură, Itaca Publishing House, deci unde se scot cărți foarte bune. Tot ale autorilor. Da, sigur, din diaspora, dar se poate și pentru autor român, deci nu contează. Dacă vrei să scoți... Dar este o ușă și să fie, bineînțeles, rând, da. Să aibă, să fie adică și să aibă valoare. Da, asta evident. Este, deci, condiția sine qua non. De asemenea, la revista Banchetul, deci revista Fundației Ide Sârbu,
Unde are sediu? Unde este la Petroșan și este condusă de scriitorul Dumitru Velea și dramaturg, deci a scris și piese de teatru, da, la fel ca și de Sârbușe. Da. Deci revistă care, să zicem, cu care sunt chiar de la început, deci a cam fost înființată cam 8-9 ani, cam așa. Da. Și care că între timp și-a dobândit faptul de a pune titulatura pe Uniunii Scriitorilor din România pe revistă, fiind sub egida Uniunii Scriitorilor. Da. Și chiar revista, da, deci s-a înființat, sunt chiar de la înființare, deci s-a înființat chiar ca urmarea unor discuții pe care dintre mine și Velea. Da. Deci ca să zicem... Ești chiar membru fondator. Deci eu nu, da, deci nu vreau să spun că am avut un foarte mare rol în înființarea revistei, însă înainte de a înființa revista și chiar am pornit-o, ca să zicem așa, am fost mult mai mult implicată decât sunt acum. Deci la început, dar zic că este un lucru bun. Da, s-a publicat mult și acolo este o revistă, și bine. Da, și este o revistă bună. În momentul ăsta, în ce reviste, sau dacă ai face așa o socoteală în ultimii ani, în ce reviste ai publicat din România? Păi am publicat în destul de multe reviste. După 89 am publicat revistele Tribuna, Euforion, Cronica, Ardealul Literar, Vatra Veche, Luceafărul, Proseculum, Lumină Lină. În Argeș ai publicat? În Argeș? Nu cred. Aha, ok. Deci nu cred. Cred că Ioan Evu a publicat în Argeș, da, recenzie la două cărți ale mele. Sau în Cafeneaua Literară? Nu. Astea sunt două reviste din Pitești și sunt foarte apropiate de filiala Pitești a Uniunii Scriitorilor, de aceea te-am întrebat. Că parcă nu te citisem. Poate că o să colaborăm cândva. Da. Lumină Lină la New York, The Recusant în Anglia, Itaca în Irlanda, desigur Banchetul Porțile Nordului, Antares, Literatura, Caietele de la Țintești, Rex Publica și, în fine, probabil că mai sunt, dar... am publicat așa, în astea am publicat destul de frecvent, aș vrea să zic. Deci pe cele care am publicat accidental sau, cum să zic așa, nu le-am considerat. La invitația redacției, probabil, le-ai publicat, sigur. Să ne întoarcem totuși la poezie. Dragostea din tâi și poate cea mai apropiată de tine sau cea mai la îndemână formă de exprimare literară. După 1989, cu ce carte ai debutat de poezie? Vânzătorul de imagini. Și ce fel de poezie era? O poezie într-un stil clasic, modern? Nu, cred că, hai să zicem, poate că o poezie mult mai comprimată, ca să zic așa. Deci față de cum scriu acum, însă este cam... Este poezia mea, adică cred că la fel de bine mă recunosc sau mă recunoaște cineva, recunoaște stilul la fel de mult ca poezia pe care o scriu astăzi. Pentru că e vorba de cartea ta de debut, mi-ar plăcea să ne spui câteva texte, să vedem cum ai debutat și cum arăta cartea, prima carte de poezie. Unul din poeme este Despre femeie. Despre femeia care își duce visele între aripile păsărilor, numai piatra latră neîndurată. Ea se ridică, asemenea unui sunet de clopot, și picură stele de sticlă. În adâncul ei, moartea se agață precum iedera. Tu, cel care vine de foarte departe, împarte cu mine precizia febrei, caldă și nu-i răsmată, dincolo de mine, spaima ca un șarpe umflat cu lapte, între respirațiile noastre extreme. Cu strigătul vertical pleacă cei care mă iubesc, ca pe un vânt fugar, și cei care se iubesc prea mult pe ei înșiși. Tu împarte cu mine inocența vânatului decapitat. Tu îmbei somnul ca pe un vin de împărtășanie. Maraton. Spaima de a găsi înăuntrul tău spații albe, nesubstanțiale, adică a sosit clipa adevărului fără niciun preambul. Moartea este aproape. Viitorul este împărăția ei, luarcă de sudoare.
în mijlocul mormanelor de citostatice, întrebări ale moralei creștine. Ce mai faceți? Cum se simte bătrâna doamnă? Eu am văzut-o agățându-se cu unghiile, dar tot tristă era, aproape transparentă. Culoarea căpșunii și spiralele ei nu-i decât pânda, aproape a noastră, umilința cărnii. Fantome multiplicate între sunt și am fost. Nesfârșitul izvor al chinului. Plumb topit este locul solitudinii. Maraton al bolnavilor incurabili despre care nu mai pot să scriu. Într-adevăr, poemele acestea sunt mai lapidare decât cele din ultima carte din care ne-ai citit la începutul emisiunii. Nu neapărat că ar ține de o anumită evoluție. Până la urmă este vorba de felul în care te-ai gândit în momentul în care ai scris cartea, cum să-ți exprimi versurile. Care a fost a doua carte pe care ai scris-o? A doua carte, deci, a fost La nord de sufletele voastre. Și carte, de fapt, titlul sub care a apărut și o antologie, mi-a apărut o antologie din limba engleză, de o editură din Scoția, Ardigan Book. De fapt, o antologie din amândouă volumele, din Vânzătorul de imagini și, da, și La nord de sufletele voastre. Și unde a apărut asta? În Irlanda? În Irlanda, da, la Ardigan Book. Deci o editură mică. Ok. Da. Dar e o carte pe care ți-ai tradus-o tu sau a tradus-o? Nu, mi-a tradus-o o poetă, ca să zic așa, româncă, care trăiește în Anglia, Daniela Bulas. Și cum a fost primită cartea asta? Sau cel puțin de românii de acolo? Dar cred că și păi, de englezii. Nu știu dacă de românii, nu știu cum a fost primită de românii de acolo. N-ai primit feedback-uri? Deci, da, am înțeles că a fost destul de bine primită, deci de cititori. Deci nu pot de să-mi dau seama dacă critică, de... Acolo mă referem, deci da. De... Păi, aș vrea să ne citești câteva versuri, dar nu știu dacă... Din antologia respectivă, eventual din a doua carte sau din antologia care a urmat? Pot să citesc din a doua carte, adică sau la fel antologia care a urmat după a treia carte, deci am scos o antologie, da. Măcar două texte ca să vedem cum sunau poemele din a doua carte sau din a treia carte. Din La nord de sufletele voastre, trecerea în anotimpul rece. Niciun cuvânt nu mai pâlpâie pe buzele noastre, nici o rămășiță de vis pe frunțile vii. Prea singur pentru a observa că plângem, tăcuți trecem din toamnă în iarnă. Migrațiuni de orbi cu sandale de fier, ne lăsăm devorați de marele fluviu al celor ce își construiesc palate de pulbere. Străbunii s-au culcat ca zăpezile, sângele nostru s-a subțiat într-al lor. Dacă am ține ochii deschiși, ar veni păsările iernii cu priscul mai ascuțit decât un hohot de râs, să ne ciugulească sentimentele firimitură cu firimitură. Străin cu chip absent într-o lume violent viscolită, de un alb mai orbitor decât soarele, tresărim la iluzia frunzișului intact al pădurilor, prin care doar urletul lupilor tineri, precum un templu de dragoste pură, mai cere o posibilă vară. Deci asta este un poem care se regăsește și în antologia de limba engleză care a urmat cu primele două sau trei cărți pe care le-ai scos. Am înțeles. Sigur, niciun poet nu se oprește la o carte sau două și nici nu-și trece prin minte măcar să se oprească vreodată. Așa că și în cazul tău au mai urmat și alte cărți. Și aș vrea să ne povestești așa puțin despre cărțile care au urmat. Deci aș zice așa că am scos Vânzătorul de imagini, care a apărut în 2010, a urmat La nord de sufletele voastre în 2011 și tot în 2011 Judecata apei, a treia carte de poezie, iar apoi în 2012 a apărut North of Your Souls, culegere de poezie, deci în limba engleză, meditată de Ardigan Books din Anglia, mai precis din Scoția, care este de fapt o culegere de poezie sau, ca să zic așa, o antologie din cele trei volume apărute până atunci. În 2015, deci o nouă
antologie de poezie din cele trei cărți publicate până atunci și câte ceva din cartea la care lucra în Mitologia morții moderne. Este bilingvă, în română și engleză, și a apărut în 2015 în colecția 33, editată de Călăuza, editura Călăuza Deva și editura Destine Literare din Montreal, Canada. Deci o colecție care a fost scoasă în colaborare și a fost chiar prima carte din colecție. Asta a ajuns în România sau tot în diaspora? Da, a ajuns și în România. Deci, adică, fiind scoasă în colaborare într-o editură românească și una din Canada, s-a distribuit și aici, da. Apoi am scos un poem epic pe care l-am scris în colaborare cu poetul Emanuel Pop, Legenda overlordilor timpului fără de moarte și a chivotului de aur, care a apărut în limba engleză, română și suedeză în 2018 la Saga Publishing. În 2019, volumul meu de poezie Mitologia morții moderne la editura Vinea, cu coperta și ilustrațiile realizate de Johnny Stoian. La fel au fost reeditate la editura Vinea Judecata Apei în 2020 și traducerea acesteia în limba franceză. În 2022 Amurguri, deci antologia Amurguri a fost reeditată de Ithaca Publishing House. Dar cea din care am citit la început, când are Călătoria? Când a apărut? Vânzătorul de imagini, prima carte sau? Nu, cea din care am citit la începutul. Care am citit ultima asta. Carte de poezie. Asta a apărut anul trecut, anul în decembrie. Deci în 2023, da. Deci asta am vrut să specifică la Amurguri, deci antologia de poezie sau, hai să zicem, o culegere de autor, deci care a apărut în colecția 33. Am avut copertă și ilustrații realizate de Cristina Șandor, o pictoriță româncă care trăiește în Mexic, care este foarte apreciată. Super! Ai tras după tine foarte mulți autori români din străinătate. Da, este adevărat. Da, da. Și la traduceri, și la coautori. Și la traduceri, și la, deci chiar și la ilustrații. Deci am atras, să zic așa, și plasticieni români. Deci o treabă frumoasă, aș zice. Da, exact. Am remarcat asta. Iar în anul 2023, în decembrie, a apărut Călătoria de Jarnet, deci la fel câteva luni în română, engleză, da. Am crezut că e mai veche de asta. Nu. Deci o jumătate de an, nici atâta. Nici atâta. Da. Acum, sigur, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea neapărat să ne spui câteva lucruri și despre traducerile pe care le-ai făcut. Adică să facem așa o mică panoramă, pentru că informațiile circulă disparat și nu există o imagine de ansamblu, totuși care să contureze și traducătorul Dorina Brândușa Landen. Deci, ca să zic așa, ca traducător, deci am tradus și am publicat mult în reviste, deci din autori importanți, aș zice eu, din literatura suedeză și nu numai. Cea mai importantă traducere, ca să zic așa, este a volumului de poezie a lui August Strindberg, care a apărut chiar acum proaspăt venit de la tipografie, ca să zic așa, de vreo zi două. Asta se găsește și la Târgul de Carte acum. Da, se găsește la Târgul de Carte și la editura Ideea Europeană. Deci este prima traducere a unui volum de poezie a lui August Strindberg, care este cunoscut în întreaga lume ca dramaturg și ca prozator. Și mai puțin ca poet. Și mai puțin, ca să zic, aproape deloc ca poet. Deci nici chiar în Suedia este foarte puțin cunoscut ca poet. Deci nu multă lume știe despre poezia lui sau așa ceva. Și iată că avem un volum în limba română. Da, și eu zic că este un act de cultură și este foarte important. Aș zice eu această cunoaștere, tocmai datorită personalității fantastice a lui Strindberg. Mi-ar plăcea să auzim totuși și câteva poeme pe care le-ai tradus din limba suedeză a lui Strindberg. Și
De ce nu să încercăm să evaluăm oarecum așa la feeling și traducerea pe care ai făcut-o, să vedem cum sună totuși în limba română. Strindberg, deci poezia lui Strindberg nu este ușor de tradus. Am lucrat, ca să zic așa, vreo 5 ani. Deși acum dacă te uiți la carte are 100 de pagini. Și cu 20 de pagini traducătorului și exact cu toate astea. Dar, deci, în primul rând, gândindu-ne la faptul că Strindberg a scris-o la 1883-84, deci asta de suedeza veche, ca să zic așa, da, și m-am folosit și de volumul original și de asemenea de reeditările care s-au făcut după aceea într-o limbă mai modernă. Dar cum ai reușit să aduci limba suedeză veche, nu medievală, dar modernă totuși, da, într-un limbaj de azi și apoi să și traduci în limba română de azi? Bănuiesc că sunt ca și în limba română cuvinte vechi care și-au pierdut înțelesul din perioada interbelică sau de astăzi secolul anul. Da, sunt, însă, desigur, multă muncă de documentare, deci, ca să zic așa, și o cunoaștere și o iubire pentru limbă, pentru o limbă, indiferent care, nu neapărat numai limba română, dar și pentru limba suedeză sau orice limbă în care citești o operă. Și documentare, desigur, multă. Deci, mergând până la rădăcina cuvântului, căutând în presa din epocă, deci dacă există ceva despre... Ah, interesant. Adică și, multă muncă. Da, într-adevăr, foarte multă muncă. Deci am lucrat, ca să zic așa, până la forma în care este acum, 5 ani. N-am lucrat numai la traducerea dar paralel cu alte... E un timp destul de mult. Deci aș zice așa, volumul este format din 4 nopți și o noapte a 5-a cum ar veni, dar care este de fapt trezirea și un poem introductiv. Deci aș zice, hai să citesc poemul introductiv. Da. Pe Avenue de Neuilly este un abator acolo și când merg în oraș, trec întotdeauna pe lângă el. Fereastra mare, deschisă, strălucește de sânge atât de roșu pe plăcile de marmură albe, aburește carnea proaspăt sacrificată. Astăzi atârna acolo, pe ușa de sticlă, o inimă. Cred că de vițel, învelită în hârtie gofrată, mi s-a părut că tremura un ger. Atunci m-au dus gânduri grăbite la vechiul port de nord în bazar, unde șirul de ferestre luminate e contemplat de femei și copii. Acolo, în vitrină, atârnă o carte mică, învelită, subțire. Este o inimă scoasă din piept, care se leagănă în cârligul său. Într-adevăr, foarte modernă exprimarea. Asta m-a frapat și pe mine. Deci, la prima mea întâlnire, ca să zic așa, cu poezia lui Strindberg, deci este modernitatea. Da. Care... cum să zic, pe vremea respectivă la noi scria Macedonski, veniți, privighetoarea cântă și Liliacu a înflorit. Da, într-adevăr, foarte deci, avansat. Chiar și pentru Europa. Da, pentru Europa. Deci aș vrea să, nu știu cât de mult s-a vorbit, nu s-a vorbit foarte mult. Eu pot să zic că, într-un fel, sunt o specialistă în Strindberg. Da. Și că... într-un fel am chiar trăit cu Strindberg, deci ca să zic așa câțiva ani buni. Da. Deci eu zic că este unul dintre pionerii modernismului european. De fapt, da. Da, se pare că da. Sigur, sunt convins că te-ai chinuit foarte mult să redai atmosfera epocii ca să înțelegem cumva și noutatea pe care a adus-o. Nouă ni se pare acum un poet aproape contemporan în felul în care apare așa, mai, hai să zicem, prin anii 70, 80, 90, deci destul de aproape de noi, ceea ce, într-adevăr, îl situează într-un loc de top în poezia. Da, este, adică este la fel de actual și astăzi și este un volum uimitor. Hjalmar Branting a scris despre acest volum de poezie, a fost una dintre scrierile revoluționale clasice ale anilor 1880 în Europa.
Și este ușor de înțeles de ce, deoarece cartea reprezintă o confruntare radicală cu toate ideologiile vremii, de la religie, la artă, științele umaniste și cele ale naturii. Oricum, inima aceea scoasă și agățată în mod clar friza moralitatea vremii. Da, desigur. Și astăzi ne frapează, dar în vremea aceea, când etica era cu totul alta. Este, aș zice, este o poezie a ideilor, în care el caută o formă de adevăr pentru a începe o viață mai autentică, atât ca artist cât și ca ființă umană. Deci aș zice că trece prin toată, hai să zicem, istoria lumii, deci inclusiv, deci istorie, filozofie, știință, literatură. Societate, drumuri. Da, exact. Am observat că în carte sunt și unele ilustrații. Aș vrea să ne spui ce fel de ilustrații sau cu ce a ilustrat această carte. Cu câteva din fotografiile lui August Strindberg, din diferite momente ale vieții sale. Există deci o fotocopie după coperta 1 a volumului din prima ediție, care a fost realizată. Am luat o parte de la Muzeul Strindberg, din turnul albastru din Stockholm, adică foto, da, fotografie, da. Și bineînțeles că găsește și un muncă de documentare și făcut fotocopii. Da. Deci marea majoritate sunt, adică nu marea majoritate, toate sunt libere de drepturi de autor. Drepturi de autor, da. Deci a trecut foarte mult timp de când au fost săcute. Practic trebuie să trecă 70 de ani de la decesul. Da. Deci fotocopia după coperta 1 este chiar pe la începutul cărții și a fost realizată de pictorul Carl Lashon și se pare că a fost făcută după o schiță chiar de Strindberg. Strindberg fiind și un artist plastic, adică Strindberg deci, a pictat, se potrivește, picturi. Ca să zic așa, personalitatea, da, lui. Și da, și cred poezii. Că ne-am fi fost prieteni foarte buni dacă am fi trăit în același timp. Deci Strindberg este o personalitate, sau a fost, este în continuare, pentru mine trăiește, foarte complexă. Deci a făcut pictură, a făcut și toate le-a făcut la modul excelent, sau mai bine. Mult decât mai excelent, mult excelent, da. Exact. Spune-mi totuși în încheierea emisiunii noastre ce cărți ai în lucru, ce vrei să mai scoți, ce planuri ai pe care vrei să le împlinești în literatura română și ce vrei să faci în Suedia. Cărți, deci lucrez la o carte de poezie care este aproape gata și pe care nu mă pot hotărâi la ce editură aș vrea să o scot, care se cheamă Cartea a opta sau Cantată pentru iepurele roșu. Am o carte de interviuri, deci cu artiști plastici despre care am mai vorbit, cred că mai devreme, pe care aș vrea să le strâng la un loc și ar trebui să le ilustrez cu lucrări din opera lor. Deci pe care iarăși o să vedem, dar va trebui să o așez, să o structurez și să încerc să o scot. Le vei publica în România? Da, aș vrea să le public în România. Cea de interviuri ar fi foarte bine dacă aș traduce și în engleză, să pot să o public biling, dat fiind faptul că sunt și artiști plastici străini, da, și care și-ar dori desigur să aibă asta, cred că e o idee chiar foarte bună și foarte utilă. Da, așa cred și eu. Nu e un moft, e chiar necesară, dacă se poate. Apoi am două traduceri, deci din suedeză în română, de două volume traduse, care sunt, ca să zic, aproape gata sau gata. Deci ar mai trebui probabil o corectură din poetul Dan Andersson și din Corin Boye. Fiecare, deci, cu câte antologii, o, da, cu câte un volum, fiecare foarte cu câte un volum. Deci care și alea, pentru că este o muncă pe care am făcut-o și sunt poeți care merită cunoscuți și pe care aș vrea să le public. Mai am de gând să-mi strâng publicistica, ca să zic așa, deci toate eseurile și ce am mai scris și să încerc să le scot într-un volum. Adică să fiu cumva gata cu lucrurile pe care le am oricum și mai am foarte puțin de lucru la ele. Ai scris și cronică de carte? Da, am scris și cronică de carte. Le vei aduna și peste într-un volum?
Nu știu dacă chiar am de un volum, adică poate că aș avea unul așa mai subțirel. Însă nu știu, nu mă consider chiar, nu mă consider critic de carte. Este mai mult o critică... La modul ce-mi place mie sau cum îmi place nu, mie. Nu neapărat, adică destul de temeinic făcută, zic eu. Însă nu știu... Nu sunt foarte sigură dacă are valoare pentru cineva, în afară de faptul că este o critică sinceră sau, mă rog, o cronică, cronicele pe care le-am făcut la modul foarte sincer și foarte onest. Da, păi cred că asta este calitatea cea mai importantă a unui critic, pentru că, de fapt, chiar dacă nu îi vine bine autorului, totuși îl așează undeva și își vede și el măsura până la urmă, cum e văzut de ceilalți. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, astă seară, la emisiunea Destine, Dorina Brândușa, London. Ați ascultat Destine cu Liviu Mățăoanu.